Veste bună pentru românii care vor să meargă în Canada. Președintele Klaus Iohannis a anunțat astăzi că s-a ajuns la un acord cu oficialii canadieni, iar începând cu 1 decembrie 2017, românii nu vor mai avea nevoie de viză pentru a călători în Canada. Anul viitor, românii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge în Canada. De la 1 mai 2017 se va renunța la vize pentru persoanele care au mai fost în Canada, iar de la 1 decembrie anul viitor pentru toți românii. Cu toate acestea, Canada va putea să reinstituie temporar regimul de vize, în cazul în care va constata că există un flux mare de migranți ilegali dinspre țara noastră. Guvernul României și-a exprimat punctul de vedere în ceea ce privește aceste vize, arătând că eliminarea lor este o chestiune care ține de voința politică, nu de aspecte tehnice. România și Bulgaria sunt singurele state din Uniunea Europeană pentru care Canada mai solicită vize.